Sunte descinderi în vămile din estul țării. Cei de la DNA și DGA fac percheziții la granița cu Republica Moldova, unde mai mulți vameși sunt acuzați că au luat șpagă pentru a permite tranzitarea țării noastre spre Occident. Cornel Chitucea ne aduce mai multe date. Te ascultăm. Bun găsit, Irina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Dizi de dimineață, încă de la ora 6, autoritățile au descins în mai multe puncte de frontieră și vizați au fost vameși și polițiști de frontieră. Potrivit surselor din anchetă, vorbim despre șpăci care erau primite de vameși și polițiștii de frontieră, cuprinse între 50 și 250 de euro. Aceștia permiteau tranzitarea persoanelor în momentul în care primeau aceste sume de bani. Totodată sunt identificate și activități de coletărie în Vama Albița. În ceea ce privește punctele concrete în care autoritățile au descins, vorbim despre 31 de puncte fixe de vămi, dar și locații ale persoanelor care sunt implicate în această anchetă. Vămile sunt Albița, Stânca, Costești, Sculeni, Oancea și Borș. Totodată vorbim despre descinderi care, vă spuneau, au început în jurul orei 6 și vor continua și vom vedea până la urmă dacă vor mai fi descoperite nereguli. Cert este că până în momentul de față autoritățile au ridicat mai multe înscrisuri, sume de bani, dar și sisteme de informații care vor ajuta, bineînțeles, în soluționarea problemei și vor fi surse concrete în anchetă. Totodată vreau să vă mai aduc în vedere faptul că, potrivit unor surse din anchetă, s-a facilitat tranziția românilor către Germania și, bineînțeles, s-au primit și acolo sume importante de bani.